Corvinul Hunedoara a obținut doar o remiză pe terenul celor de la CS Tunari după 1-1. Hunedorenii au avut meciul bun, care promitea victoria, dar două greșeli venite pe final de joc au făcut ca albalbaștri să bifeze al treilea joc la rând fără victorie în campionat. Terenul de joc al celor de la CS Tunari i-a cam pus în încurcătură pe jucători, fiind unul mai degrabă de nivel de comună, nici de cum de Liga a doua. Cu toate acestea, Corvinul s-a instalat treptat în jumătatea adversă și după câteva raiduri a reușit să modifice tabela. În minutul 12, Lupu a urmărit o degajare înaltă de pe linia de fund, a pătruns în careu, a lăsat în urmă doi fundași și a înscris cu stângul în colțul scurt. Prefer să rămân cu lucrurile bune din acest meci. Am avut oportunitatea de a închide jocul mult mai devreme, în prima repriză, dar și în a doua, dar așa a fost să fie. A venit acea nesincronizare în defensivă, a rămas jucătorul lor liber în stânga, a centrat, Darius nu și-a făcut pașii bine și a venit acel gol. Totuși, pentru un meci jucat în deplasare, pe un teren despre care s-a tot vorbit, e un rezultat ok. Pe de altă parte, e frustrant când adversarul nu îți pune multe probleme, dar în loc să câștigi, sfârșești prin a lua gol. Dar fiecare meci trebuie luat ca o lecție și trebuie să învățăm din toate aceste lucruri pentru a ne întări, a spus Florin Maxim. După două etape, albalbaștri ocupă locul 6 în clasament cu 15 puncte. Campionatul se întrerupe timp de două săptămâni pentru meciurile echipelor naționale, iar următoarea întâlnire cu fotbalul la Hunedoara va fi duminică, 22 octombrie, când se va disputa meciul cu Chindia Târgoviște, de la ora 11.